Rejucarea partidei, aceasta a fost decizia Comisiei de Disciplină din cadrul AJF Argeș cu privire la cazul creat de arbitrul Gabriel Chițac la partida Aru Câmplung Juventus Bascov 22-0, contând pentru etapa cu numărul 23 în Liga a 4 la fotbal. După cum se arată pe site-ul oficial al AJF Argeș, rezoluția arată că, în baza articolului 60 bis, punctele 1 și 2 punct A, se sancționează cu penalitate financiară de 5.000 de lei clubul Juventus Victoria 1992 Pascov. Dispune rejucarea jocului la o dată ce va fi programată de către Comisia de Competiții, conform legilor jocului, articolul 7.5, întrucât oprirea meciului de către arbitru a reprezentat clar o eroare de arbitraj, expresia folosită de capitanii ambelor echipe nu poate fi interpretată drept un refuz de a continua jocul. Contactat telefonic pe marginea acestui subiect, antrenorul echipei Aro, Ovidiu Tică, spune că am fost astăzi prezent la comisie, la momentul ăsta am înțeles rezultatul pe care l-au dat cei de la AJF, sunt pe teren, ne pregătim de antrenament. Am ieșit liniștit dintr-un punct de vedere că nu se putea lua o altă decizie, aceea de a rămâne rezultatul din teren, dar acum am aflat că s-a dat rejucare de meci. Nu cunosc, că nu sunt pe partea aceasta juridică de regulamente atât de bine, dar dacă asta a fost decizia, rămâne ca pe 24 să rejucăm meciul, dar n-am înțeles de ce. Ce pot să spun pentru noi, în primul rând, a fost o perioadă foarte grea, cu multe, multe răutăți, dacă pot să le numesc așa, în presa centrală, apărute la adresa echipei noastre, din toate punctele de vedere, s-a speculat sume de bani, știți foarte bine, s-au demontat toate aceste aspecte. Absolut toate aceste aspecte au fost prezenți la ședință, normal, și finanțatorul Nedelea, cel care a ieșit în presă, partea Juventus Bascov. S-au demontat, repet, toate aceste aspecte, dar speram ca să rămână rezultatul din teren. Am fost acuzați cumva de lipsă de fair play, că am jucat cu niște copii, le-am dat atâta gol, dacă pot spune așa. Nu este vina noastră că o echipă se prezintă la un joc în loc de seniori cu o grupă de juniori. În altă ordine de idei, s-a demontat și acel aspect, sau ce s-a scris, că la inițiativa celor doi capitani de echipă, vezi, doamne, au cerut întreruperea jocului. Nu, nici acest lucru, arbitrul prezent la joc și-a asumat răspunderea de a fura meciul în finalul jocului, în minutul 67 sau 69, nu mai știu exact. Sunt curios dacă la acea rejucare de meci sau voi fi, dacă echipa Juventus Bascov se va prezenta la acel joc. Dar o să vedem pe 24 mai dacă se va prezenta la acel joc sau nu. Sau va fi o victorie cu 3-0 la masa verde, ceea ce s-a și urmărit din punctul meu de vedere. Pentru noi, important este că am ieșit cu fața curată, s-au demontat toate aspectele negative care s-au scris în ultima perioadă, cu bani, cum ați văzut foarte bine, și trebuie să ne canalizăm spre jocul care urmează cu Costeștiu și, normal, în săptămâna premergătoare, în meciul, din punctul meu de vedere, decisiv cu Speed Academy. V-a fost teamă vreun moment că ați putea pierde la masa verde? Nu, niciun moment. Nu aveam. Că dacă ceea ce s-a spus inițial, arbitru trebuia să arate regula celor 3 minute, că, vezi, doamne, cei doi capitani de echipă au declarat combat, repet, și în procesul verbal este stipulat, atât delegatul echipei noastre cât și reprezentantul celor de la Bascov au specificat că nu a fost vorba în niciun moment de non-combat în acest joc. Despre această hotărâre a Comisiei de Disciplină a vorbit pentru Mușel TV și președintele AJF Argeș, Cătălin Popa. Păi cum puteți să comentăm decizia? Este o decizie a Comisiei de Disciplină a Asociației Județene de Fotbal Argeș și este o decizie care, așa cum au spus încă de la început și cum li s-a, adică pentru faptul care sunt puși acolo, să judece în funcție de regulamente, de litera și spiritul regulamentului, nu pot să comentez mai mult vis-a-vis de decizie. Cred, sunt conștient, sunt convins că această comisie a respectat regulamentele, au luat probabil tot în considerare, că au analizat fiind o speță destul de complicată, după părerea mea. Așadar, cel mai probabil pe 24 mai, conform declarației antrenorului Ovidiu Tică, cele două echipe se vor întâlni din nou pe terenul de joc.